Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare, o nouă etalare a zilei pentru această zi de duminică, 20 august 2023. Haideți să vedem care sunt energiile acestei zile. Care vor fi cărțile. Și iată că am extras aceste cărți. Haideți să vedem prima carte din etalare, dragii mei. Iată că este aceasta cu numărul 33, așadar numerele 3, 6 sau 33 pot fi semnificative pentru tine această zi de duminică. Această carte, iată, te invită să pășești pe această ușă spre romantism, da? Spre o poveste de dragoste. Se pare că inima dumneavoastră, dragii mei, a suferit foarte mult în ultima perioadă. Pentru unii dintre voi chiar această inima voastră a fost închisă într-o colivie, da? Nu v-ați mai dat voie să simțiți de foarte multă vreme, dar iată că a sosit momentul să vă deschideți această colivie, da? Să dați voie inimii voastre să simtă din nou. De ce spun asta? Pentru că în viața dumneavoastră a apărut din nou o persoană, o persoană care vă invită să faceți acest lucru, da? O persoană care se arată poate interesată de voi sau interesat de voi sau cineva de care vă veți simți foarte atras sau atrasă. Da? Oricum ar fi, văd că, iată, se întețește ideea unei noi povești de iubire între dumneavoastră și această persoană. Pe de altă parte, dragii mei, văd că unii dintre voi chiar ați cunoscut de curând o persoană nouă, da? Poate că ați cunoscut această persoană cu ocazia vacanței pe care ați făcut-o în locul unde ați mers, da? Poate ați fost la mare sau poate undeva la munte sau într-o altă țară, într-o altă destinație străină de țara ta, da? Văd că în acel loc ai cunoscut o persoană deosebită și această persoană este posibil să te caute în această perioadă dorind să te revadă sau dorind să reia cu tine această legătură, da? Sau dorind să creeze cu tine ceva mult mai profund, ceva mult mai statornic. Da, iată că, dragul meu sau draga mea, ești pe cale să începi o nouă poveste de dragoste alături de această persoană și ești cât se poate de fericit, da? Foarte fericit sau fericită. Hai să vedem și următoarea carte. Iată, dragii mei, că aceasta este cea cu numărul 30, așadar numerele 3 sau 30 pot fi semnificative pentru tine în această zi. Această carte se referă la o grădină și poarta pe care vei păși spre această grădină. Mi se pare că aceste cărți au mai căzut și ieri. Nu poate fi o întâmplare, da? Pur și simplu văd că aceste două zile se leagă una de cealaltă. Să nu credeți că am reluat același videoclip de ieri, pentru că niciodată nu fac treaba asta, da? Pur și simplu cărțile revin, au libertatea să o facă. Spuneam, această carte a grădinii acesteia feerice în care ai pășit sau în care vei păși, dragul meu sau draga mea, te deschide spre visare. Da? Acesta este scopul acestei grădini. Prin frumusețea sa și prin mirosurile acestor flori ademenitoare, pur și simplu te vor plasa în altă lume. Da? Iar din acea lume tu vei putea să te proiectezi în dorințele tale împlinite. Da, indiferent dacă vei putea găsi această grădină pe undeva prin apropiere de tine sau dacă nu vei putea să o găsești, este foarte important să găsești acel locșor în care să te autoizolezi pentru o perioadă de scurtă de timp, da? Câteva minute până la o oră, să zic așa,
timp în care să petreci ceva vreme în acest proces de vizualizare a dorințelor tale. Da? Pentru că despre acest lucru vorbim cu această carte, despre dorința voastră de a vă canaliza energia spre ceea ce doriți să manifestați. Hai să vedem, iubiții mei, și următoarea carte. Da, iată că avem aici îngerașul Rochelle, care vine și îți spune, lăsându-te călăuzit cu cinste de glasul inimii, prosperitatea va veni spre tine. Nu mai este niciun secret, da, acesta, faptul că în momentul în care noi ne dovedim a fi mai iubitori sau mai drăgăstoși sau plini de iubire, da, față de tot ceea ce ne înconjoară, față de divinitatea aceasta care ne recompensează în fiecare zi cu, în primul rând, cu lumina zilei, da? Faptul acesta că ne trezim dimineața și reușim să vedem lumina zilei și suntem întregi, da? Suntem sănătoși. Pentru acest fapt trebuie să ne simțim cât se poate de recunoscători și plini de iubire, da? Divinitatea are la rândul ei nevoie de iubirea noastră. Să nu credeți că nu are nevoie. Ba da. Și iată, dragul meu sau draga mea, că odată ce te vei umple de această iubire față de tot ceea ce te înconjoară, vei lăsa ca oportunitățile să se ivească în viața ta și, bineînțeles, că vei adopta unele dintre aceste oportunități pentru tine. Da? Cu această ocazie vei vedea cât de simplu este sau cât de la îndemâna ta era și până acum ca aceste resurse ale prosperității să apară în viața ta. Da, și te vei bucura foarte, foarte mult și ai toate motivele să o faci. Hai să vedem încă o carte. Avem aici luna plină în semnul vărsătorului, dragii mei, care vorbește despre cine ești tu cu adevărat, da? Arată-le celorlalți cine ești tu cu adevărat, dragul meu sau draga mea, despre acest aspect vorbește această carte. Și da, este adevărat că nu mai este cazul să te ascunzi după deget, da? Și că nu trebuie să-ți fie jenă cu cine ești, da? În niciun caz. Și trebuie să fii mândru sau mândră de persoana care ești sau persoana care ai devenit în ultima perioadă, da? Pentru că oamenii, să știți că se bucură în orice moment de autenticitate, da? Ei vor să vadă adevărul din noi, vor să vadă cine suntem noi cu adevărat și nu cine ne dorim să părem, da? Mai ales în momentele în care, bineînțeles, ne trezim și ne pregătim pentru o nouă zi și ne împodobim atât de frumos pentru a face față unei noi zile. Da? Dar se pare că oamenii vor să vadă mai mult, vor să vadă dincolo de această podoabă pe care ți-o pui pe tine, da? Vor să vadă cine ești tu cu adevărat. Și în momentul în care vei face asta, în momentul în care tu vei arăta cine ești cu adevărat, vei vedea că se vor întâmpla minuni pentru tine. Hai să vedem și următoarea carte. Vreau să se vadă cărțile. Am să le dau mai așa. Nu înțeleg de ce nu se văd. Da. Haideți să vedem. Voi extrage o carte din Lenormand. Da, iată că avem aici cartea cu numărul 29, așadar numerele 2, 9, 11 sau 29 pot fi semnificative pentru tine în această zi de duminică. Vedem aici o fată sau o femeie ținând un buchet de flori și fiind într-un loc foarte frumos care pare a fi un loc precum starea civilă, da, să zicem așa. Probabil că tu, draga mea, vei fi această femeie, da? Poate că în viitorul tău apropiat se va întâmpla această minune pentru tine și vei fi condusă la starea civilă pentru a spune da în fața unui bărbat, da? Este posibil să se întâmple un asemenea eveniment în viața ta sau, de asemenea, poate avea loc orice alt eveniment important pentru tine sau pentru cineva apropiat și
ca tu să primești un buchet de flori în perioada care urmează. Hai să vedem încă o carte. O carte care vine sub forma unui gând. Un gând pe care este bine să-l manifesti în această zi. Să-l manifesti, să-l menții în gând, în mintea ta. Iată, acesta este gândul: viitorul meu este glorios. Trăiesc acum în dragoste fără limite, lumină și bucurie, totul este bine în lumea mea. Da, iată, dragul meu sau draga mea, că cât este de bine să simți că ești bine tu în prezentul în care te afli acum, da, pentru a te putea proiecta într-un viitor mult mai bun pentru tine. Și iată că, într-adevăr, așa va fi, într-adevăr, viitorul tău va fi cât se poate de bun, cât se poate de glorios. Hai să vedem și următoarea carte, următoarele două cărți, de fapt, pe care le voi extrage din acest pachet de tarot. Și iată că prima carte în etalare este acest 10 de bâte, care îmi indică faptul că până nu de mult, dragii mei, ați avut de-a face cu foarte multe greutăți în viața dumneavoastră. Să nu uităm, este încă perioada concediilor, da? Mai sunt câteva zile până se va termina și această lună, august, și vă mai puteți lua pauză sau liber de la locul de muncă, da? Sau puteți face o excursie poate undeva, da? Sau un drum, astfel încât să vă delectați puțin. Să vă simțiți și voi puțin mai liberi, mai bine, da? Mai eliberați de aceste greutăți. Pentru că văd că foarte mult ați luat asupra voastră, da? Foarte multe greutăți ați dus pe umeri de unul singur sau de una singură. Și într-adevăr, la orizont se vede foarte multă lumină în calea voastră, da? Se văd foarte multe rezultate fericite de care veți avea parte, nu pentru că ați dus aceste greutăți de unul singur sau de una singură, ci pentru că meritați și voi o pauză și mai ales meritați o recompensă, da? Pentru greul de care ați avut parte. Și da, într-adevăr, veți reuși să scăpați de aceste greutăți, fie că cineva vă va ajuta, fie că pur și simplu se va termina acea etapă din viața dumneavoastră. Da? Hai să vedem încă o carte. Da, iată că avem aici 10-le de cupe, dragilor, o carte cât se poate de interesantă, foarte frumoasă din tarot, care îmi vorbește despre fericire. Iată, avem acest curcubeu care se arată vouă, da? Este ca, apare acest curcubeu ca după o ploaie, da? După o ploaie interminabilă, poate și o furtună a fost peste voi, dar iată că după această ploaie a răsărit soarele și mai ales a răsărit acest curcubeu care vă ajută să vedeți cât de frumoasă este viața. Da, și oricum vă văd pe voi în compania partenerului sau partenerei și în compania familiei dumneavoastră, da, văd aici niște copii jucându-se, care vă bucurați foarte, foarte mult, da, și de acest curcubeu și de tot ceea ce există în jurul vostru, de faptul că sunteți vii. Așa este și bine să fie, da, este bine să vă bucurați de tot ceea ce există. Și așa vă veți manifesta în viitorul vostru apropiat, veți fi foarte împliniți în familia dumneavoastră, vă veți simți cât se poate de fericiți, dragii mei. O fericire imensă vă va cuprinde. Haideți să vedem încă o carte. O carte din oracol voi extrage acum. Da, iată că avem aici mesajul către tine. Acceptarea este cheia pentru pacea interioară. Câteodată trebuie să acceptăm lucrurile așa cum sunt. Nu există niciun motiv care să ne facă să schimbăm ceea ce este dincolo de controlul nostru.
Da, iată, dragii mei, cât de important este să acceptăm în orice moment al vieții noastre modul în care se scurge viața pe lângă noi și cu noi, da, și să evităm să ne dorim să controlăm absolut orice eveniment din viața noastră, pentru că oricum am obosit inutil și acest lucru este inutil, da? Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!